Iar în 2008 am răspuns unei invitații. Ioana Brăbulescu, care pe atunci se ocupa direct de colecția Cartea de pe Noptieră, mi-a propus, nu numai mie, mai multor autori români, mi-a propus să scriem câte o carte pentru colecția Cartea de pe Noptieră, alegându-ne tematica și având grijă ca volumul acela să nu depășească un anumit număr de pagini, să intre în logica acestei colecții. Iar eu am ales Portugalia medievală. Am și fost acolo, n-am fost acolo special pentru cartea asta, am avut șansa unui concediu în Portugalia și am avut șansa întâlnirii cu niște locuri foarte, foarte frumoase, Coimbra, printre ele, este marele oraș universitar al Portugaliei și unde am prins de veste de istoria lui Pedro cel Crut și a lui Inés de Castro, care este o poveste foarte cunoscută în Portugalia, dar puțin cunoscută în afara ei. A existat o piesă a lui Montherlant, Regina Moartă, a existat o operă, mi se pare, dar nu mai mult. Și am scris cu inima smulsă din piept romanul unei drame portugheze de secolul al XIV-lea, o carte despre care s-a spus că ar fi roman istoric, s-ar putea să fie, nu știu, nu asta mi-am propus. Mi-am propus să arăt felul în care funcționau obligațiile și interdicțiile într-o perioadă dură, într-o perioadă care acum ni se pare aproape neverosimilă, în care cruzimea era la loc comun, în care iubirea nu avea nicio șansă, adică puteai nicio șansă pentru regi și pentru prinți. Ei erau prizonierii contractelor, ai alianțelor și nu își puteau alege decât hainele pentru nuntă, un partener de viață. Asta a fost în 2008. În 2008.